E plin de prostii la televizor. Cine se uită la știrile de la ora 5? Se uită cineva? Nu? Eu mă uit că trebuie să mai scriu glume. Și am văzut foarte multe acte de gelozie la televizor. Am văzut o știre cu unul care era atât de gelos, încât pur și simplu s-a urcat în Dacia lui și a călcat o păgagică sa cu mașina. Asta era ideea lui de a o ține sub papuc. Am văzut o știre cu un vegetarian care și-a ucis soția cu cruditate. Am văzut o știre cu un țăran care și-a ucis soția și a încercat să ascundă arma crimei, dar poliția i-a dat de furcă. Am văzut una cu un polițist care vâna un pedofil, dar nu m-a prins. Multe acte de gelozie, dar și eu sunt un tip foarte gelos, trebuie să recunosc. Sunt așa de gelos că atunci când prietena mea îmi strigă numele în pat, mă pun să strige numele complet și CNP-ul. Bine, îmi dau seama că gelozia poate să distrugă o relație, chiar îmi dau seama de chestia asta, așa că mă las din când în când singur în club, până se deschide. Pentru că nu îmi place să danseze cu alții. Plus că e vorba aia că faci sex așa cum dansezi. Clar, doi în spate, unul în față. Dacă mai e și meniaito, ieși din părți. Și după ce că sunt gelos, la un moment dat mi s-a întâmplat și o chestie foarte nașpa. Prietena mea a primit un SMS în mijlocul nopții. Și întreb, cine e? Vodafone. Vodafone? Da. Dăm să văd. L-am șters. L-ai șters? Da. Dăm să văd. Pe cine ai încredere în mine? Ba da, dar n-am încredere în Vodafone. Și-a luat telefonul și a văzut că într-adevăr era de la Vodafone. Ne putem și noi în seara asta. Trimite un SMS cu da la 1, 2, 3, 4.